găsit! Sunt Valentina Moisei. Vă prezint știrile publica.md. Mii de oameni au ieșit ieri în stradă pentru a cere un trai mai bun. Liderii platformei DASH au anunțat din nou intenția de a crea un partid care să participe la următoarele alegeri. Protestele au fost marcate de îmbrânceli și încăierări între susținătorii platformei DASH și unioniști. Medicii de familie devin tot mai puțini în Moldova. Un studiu recent realizat de Ministerul Sănătății arată că în sistemul medical lipsesc aproape 300 de astfel de specialiști. Cea mai gravă situație se atestă în sudul țării, în raioanele Cantemir, Leova și Căușeni. Ofertă inedită pentru moldovenii care vor să se deplaseze cu trenul. Potrivit întreprinderii Calea Ferată din Moldova, în perioada 15-22 septembrie, pasagerii pot comanda online bilete gratuite de călătorie. De asemenea, săptămâna viitoare până în data de 30 septembrie, prețul biletelor comandate online va fi de doar 1 leu, iar plata se va efectua cu cardul bancar. Meșteri populari din toată țara și-au expus duminică lucrările la Bâlciul Olarilor. Evenimentul s-a desfășurat în satul Iurceni, raionul Nisporeni, și a adunat zeci de vizitatori. Cea mai mare atracție au fost atelierele de olărit, unde doritorii au avut posibilitatea să modeleze un vas din lut. Două activiste femen au întrerupt o conferință dedicată femeilor musulmane care a avut loc în orașul francez Pontoise. Femeile au dat buzna pe scenă cu sânii goi în timp ce doi imani țineau discursuri. Femeile aveau înscripționate pe corp mesajele "Nimeni nu mă controlează și eu sunt propriul meu profet". Mii de hinduși s-au scăldat în râul sacru Godavari din India în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Ulcioarelor. Baia rituală este organizată în timpul unei alinieri de bună augură a planetelor. Potrivit credinței, în momentul în care oamenii se scufundă în apele râului, energia spirituală curge spre pământ. Astfel, credincioșii consideră că se încarcă cu forță din apă. Festivalul are loc odată la 3 ani. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Noi ne revedem mâine dimineață!